Greșeli pe care le-am făcut când am luat apartamentul de la București. Greșeli pe care le-am făcut și fac acest clip ca să nu le faceți și voi dacă vreți să vă luați un apartament în București în mod special. Recunosc, nu mă dau vreun mare expert, nu sunt expert în imobiliare. Am vrut să fac o investiție într-un apartament pe care puteam să-l închiriez sau pe care puteam să-l folosesc eu. Inițial m-am dus cu gândul direct la închiriat, dar văzând situația actuală, scad chiriile, greu să găsești un chiriaș și mai sunt și alte probleme acolo, plus că mi-ar fi mie de folos, m-am gândit că totuși ar fi bine să nu-l mai închiriez. Cu toate astea, dacă l-aș închiria, aș avea niște probleme. Pentru că, deși l-am prins la un preț foarte bun, adică n-am mai văzut prețul ăla pe internet nicăieri, prețul a fost ok și dacă îl vând oricând, îmi scot banii pe el. Dar nu vreau să-l vând. Cu toate astea, sunt niște lucruri care, nu știu, m-au învățat o lecție. Deci eu în viața mea cât o trăi, nu mai fac următoarele greșeli. Am avut curajul să le fac, deși știam că pot fi luate în considerare, puteau fi încadrate ca fiind defecte, le-am făcut cumva semiconștient de ele, dintr-un anumit motiv. Eu aici, în Râmnicu Vâlcea, stau într-un apartament cu două camere, care e construit din 1978, e din cărămidă tot blocul, nu e din plăci prefabricate. Are vreo 53 de metri pătrați acest apartament. Aici o cameră și mai am încă o cameră. Aici un hol, o debară în partea cealaltă. Tot apartamentul este full de comandat. Și funcționează cu căldură de la CET. Deci pe termoficarea orașului. Ia vedeți ce temperatură am eu. Și de aici e cam cu un grad mai cald pentru că sunt toate luminile astea pornite și deși sunt pe LED generează căldură. Deci aici sunt 25,6 grade Celsius. O să fac o poză dacă nu mă credeți. Deci sunt 25,6 grade Celsius. În camera cealaltă sunt cam 24,5. Și în cealaltă parte unde locuiesc am centrală și tot așa am 24,5. Adică plătesc în plus 50 de lei, 100 de lei la căldură și nu pornesc când vreau eu. Whatever. Am considerat că băi, termoficare. Ce se poate întâmpla rău? Și aici am termoficare și e foarte bine, dorm în chiloți dacă vreau. E bine, nu e așa în București. București e mai special. În București, probleme foarte mari cu căldura. Știam că sunt probleme în București. Am fost acum câteva zile la București ca să iau plicurile și am primit 11.000 de somații de la, nu eu, fosta doamnă care a locuit acolo, care nu mai trăiește printre noi. Domnul fost proprietar ar fi fost drăguț să rezileze toate cele, să rezolve cumva, probabil că n-a putut, nu știu. Ideea e că mie vine în continuu somații pe numele doamnei, am trimis mail-uri să nu mai trimit mail-uri, că eu sunt nou proprietar și degeaba am trimit mail-uri, scrisori, în cutia poștală. Și am fost să arunc un ochi, să iau facturile, să plătesc asociația, să văd ce mai pe acolo, dacă s-a mai fi întâmplat ceva, etc. Și am stat de vorbă cu vecinii. Mi-au zis inițial că e ok cu căldura. A fost mai ok în trecut. Anul ăsta s-a și anunțat la știri că Bucureștiul are sistemul de termoficare cam defect. Concluzia mea este că niciodată nu mai cumpăr. Deci nu cumpăra apartament fără centrală termică. Deci n-are centrală termică. Îl pui pe ăla să facă pe banii lui, dacă vrei să cumperi apartamentul, sau să-ți negocieze la preț 7.000 de euro. Până umbli, până pui centrala, până e meseriașul, până ia aprobări, până aștepți, durează. Timpul costă. Dacă îți dă apartament cu două camere la 20.000 de euro, da, merge și fără centrală. Altfel, eu n-aș mai cumpăra sub nicio formă, deci să n-aud de apartament fără centrală. În special în București. 2. Să nu mai aud apartamente care sunt, cum să zic, și aici etajul 6. Nu m-a deranjat niciodată, nu am probleme cu apa, cu presiunea.
îmi vine apa caldă destul de repede și acolo la fel. Nu e asta o problemă. Motivul pentru care în București nu rentează, deci știam că există riscul să nu fie o presiune foarte bună la apă, deși presiunea e perfectă la apă. Știam că nu este sub nicio formă bine să uii la ultimul etaj, de asta am luat la etajul nou, dar motivul în București pentru care nu vrei sub nicio formă să ții un apartament la un etaj foarte înalt este faptul că atunci când îți iei ceva, renovezi, muți, instalezi ceva, nu merge liftul, ha, nebunești. Materialele pe care a trebuit să le urc pe scări m-au curentat ăștia de la Dedeman și toți care au trebuit să urce manual cu ușa, cu gresia, cu faianța, cu toate cele, deci m-au terminat cu costurile. Nu mi-aș fi imaginat că poate să-mi ceară Dedeman 2000 de lei să-mi urce niște materiale de jos până la etajul 9. Și asta cu liftul, că liftul funcționează foarte ok, nu trebuia să cari tot în două tranșe sau să le iei pe scări. Deci, etaj, dacă mai cumpăr apartament, etaj maxim 1 sau 2. Nici nu mă interesează mai sus, 1 sau 2 etaj, în special pentru închiriat, pentru că chiriașii pun preț pe chestia asta. Etajul 1, nu interesează liftul. Etajul 1, nu se inundă. Etajul 1, nu depinde de lift. Etajul 1 are confort termic bun. Deci etajul 1 e top la apartamente. 3, ce greșeală am mai făcut? Am băgat cam mulți bani în el. Fără număr, fără CNP. L-am făcut, adică am luat materiale cam scumpe, puteam să mă zgârcesc. Pe de o parte îmi pare bine că l-am făcut mai premium, adică instalație nouă, electrică completă, tot ce în ea este Schneider nou, parchetul are 12 mm grosime, este elvețian, calorifere noi, gresie, faianță, lavabilă, ultralavabilă, superlavabilă, cum se numește, de aceea mai bună, lustre toate sunt pe LED, termopane la balcon, totul e schimbat, mai trebuie să-i bag un aer condiționat. Am băgat materiale cam scumpe. Dacă închiriezi, o să specific aici, dacă închiriezi, fără materiale, premium. Eu nu pot să zic că le-am luat chiar premium, dar în niciun caz nu le-am luat ieftine. Motivul pentru care nu trebuie materiale premium este că, bineînțeles, o să închiriezi și în 2, 3, 4 ani se deteriorează. Iar trebuie să dai o spoială, s-a mai rupt o bucățică de mobilă, s-a zgâriat nu știu ce, s-a trântit nu știu ce și mai departe. Dacă îți cumperi mobilă scumpă și închiriezi pe câteva sute de euro, nu rentează. 4, n-am făcut greșeala asta, să nu cumperi Comfort 3 ever. Deci nu cumpăra Comfort 3. Nici cu Comfort 2 nu mi-e rușine. Apartamentul ăsta este Comfort 2, dar i-am plasat într-o zonă ok, nu a avut risc, e beton și BCA rezistent, e ok. Și deși e mic așa, nu este foarte spațios, măcar are două camere. Deci nici Comfort 2 nu pot să recomand, dar sub nicio formă nu Comfort 3. Hai să trecem și Comfort 2. Deci nici asta nu pot să zic. Pentru închiriere l-am considerat că e bun. În sensul că decât să ai 37 de metri, două camere, o cameră mare și atât, e mai practic să ai 37 de metri cu două camere, că pot fi doi studenți, două persoane, două fete, nu știu, pot să fiecare cu camera lui, pot să împărți chiria și am considerat că e un deal mai bun să iei două camere la suprafața asta. M-am uitat cât de mari sunt camerele, 15 și 10 metri pătrați, am considerat că bă, pentru un dormitor și o mini living acolo e ok. Dacă era o singură cameră, era o cameră mai spațioasă, mai aerisită, mai așa. Dar acolo putea să stea un băiat, o fată sau un cuplu. Era mai restricționată piața de chiriași. Având două camere, te adresezi la un număr mai mare de persoane. Deși sunt alte dezavantaje, repet. Și 5, ce n-am făcut și puteam să fac, dar n-am știut, adică m-am trezit târziu. Dacă n-are centrală,
nu poți să-i pui centrală, nu poți să te debranșezi, dar vrei un apartament pentru tine, pune-i un boiler electric. Deci boiler electric te va ajuta. Eu nu l-am pus și îmi pare rău că nu l-am pus, puteam să-i fac loc de la început. Baia e mică, m-am trezit eu că i-aș pune boiler după ce făcusem toată baia, deci nu am mai modificat nimic. Pentru mine, apartamentul ăsta va fi foarte practic. Vin din Vâlcea la București, am de făcut diverse filmări, mă întâlnesc cu diverse persoane, mai ies la o gură de aer în weekend. Deci pentru mine, dacă mă duc 3 zile pe lună la București, în medie, e o investiție bună. Plus că îmi țin și eu lucrurile mele acolo, îmi țin și eu un laptop acolo, îmi țin și eu o cameră acolo, îmi țin și eu o haină de rezervă, îmi țin și eu o chestie, îmi țin și eu o cafea, îmi țin și eu apă la frigider, o zacuscă de la de undeva, de la alimentar, adică băi al tău, știi, poți să ții un alta. La hotel mereu mi-e peste mână, la ora 12 te dă afară, dacă plec dimineața la, de la Vâlcea la 6 să fiu primul la București, stai așa că check-in la 2. Deci, timp pierdut. M-am gândit în toate felurile și câțiva m-au criticat în rubrica de comentarii că... Ne e greu să avem încredere în tine, că tu te schimbi... Da, mă schimb, sunt o persoană schimbătoare, dar mă schimb, mă adaptez în funcție de nevoi, buget, venit, mă adaptez și mereu prioritizez timpul și vreau să eficientizez totul. Când am pus pe hârtie absolut tot, am realizat că nu e ok pentru mine să închiriez apartamentul ăsta. Fiind pentru mine, să-l țin pentru mine, dar într-adevăr o să am costuri la asociație și curent și Digi. Deci o să am costuri în medie de 100 de lei pe lună la asociație. Au fost 100 și ceva de lei cu tot cu încălzirea pe care nu prea funcționează bine. Deci vreo 130 de lei pe lună în medie, vara presupun că e mult mai ieftin. Curentul mă costă maxim 40 de lei pe lună pentru că nu stau și nu consum, 30-40 de lei cât consum, gaz nu consum deloc și internetul cel mai ieftin de la Digi cred că e 30 de lei pe lună, TV nu mă interesează că oricum nu mă uit. Deci aș avea costuri de maxim 200 de lei pe lună cu acest apartament, fie că mă duc, fie că nu, în el, în medie. Poate și mai puțin vara, 150 de lei, cine știe. Deci, dacă mă duc câteva zile pe lună acolo, pentru mine este un plus. Pe lângă asta nu mi-l strică nimeni, știu ce am făcut în el, am lucrurile mele, uzura va fi minimă, de făcut curat în el nu va fi o problemă că e mic. Și ce să zic, o să-l echipez pentru mine, eu zic o investiție bună, repet, pot să-l vând oricând, să-mi scot măcar banii pe care i-am băgat, deși nu vreau să fac asta. Mi-a oferit cineva, nu știu, când am specificat că m-a dus 43.000 și nu l-am mobilat, mi-a zis cineva că mi-o oferă 48 așa cum e acum și nu, m-a încântat ideea. Mai ales că, spre surprinderea mea, nu știu cât timp va mai fi sustenabilă chestia asta, dar dacă ne uităm așa foarte simplu, nu vine să cred că încă sunt scumpe. Deci uite, metrou romancierilor drumul tău. Uite, deci ăsta, uite în ce stare jalnică e. Da? Deci ăsta e lângă metrou. Așa l-am luat și eu pe ăsta al meu. Exact în starea jalnică în care e și ăsta. Deci exact în starea asta jalnică. Ăsta măcar e eliberat și pare mai spațios. Bucătăria pare mai... Da, tot în stilul ăsta e. Baie mică, urâtă. Deci ăsta trebuie refăcut de la zero. Deci și are 39 de metri. Eu am dat 34.000 pe el. 34.500, nu 40.000. 40.000 eram pe minus direct. Deci, niciun caz nu mai merită un apartament din ăsta, având în vedere cât costă manopera, cât costă meseria și cât costă transportul, cât costă să urci materialele, cât costă tot. Nu, deci ăsta merită maxim 30.000. Deci mai mult de 29-30.000 ăsta nu merită. La 29.000 ar mai cumpăra unul, să-l facă lumea. Dar 40.000 niciun caz. 40.000 te costă 10.000-12.000 cu să-l faci cu... Deci m-a costat 9.000 materiale, manoperă tot mai premium de la A la Z cu tot cu instalație electrică și mă costă vreo 3.500 mobilă și câteva electrocasnice făcute pe comandă. Deci mă duce vreo 12.500 renovat complet. Păi 40.000 plus 12.000
52.000 și te un apartament vechi, vai de capul lui. Pe la 52.000 nu mulțumesc, mă duc și mi-am o garsonieră din aia nou studio într-un plața, într-un rezidenț din ăsta și măcar sunt mai împăcat eu cu mine că arată altfel. Deci ăsta e adevărul. Trebuie să ieși, ca să fie rentabil un apartament din ăsta, trebuie să fie cu cel puțin 10.000 de euro mai ieftin la gata făcut decât unul nou. Că așa mi-am unul nou și nu mai bat capul. Nici măcar nu mai pierd timpul. Drumul Taberei, alea compozitorilor. Nu știu unde e asta, dar mă rog. Parter din 10, confort 2. Măcar e la parter. Deși nu e ok nici la parter, mai bine la parter decât la etajul 10. Valea Ialomiței. Asta e fix unde sunt eu, dacă nu fi chiar în bloc cu mine. Asta, deci, asta că chiar e în bloc cu mine. 38 de metri ca al meu, 7 din 10 bloc Valea confort 2 semi de comandat. Deci este exact ca al meu ăsta și cele 37.500. Mai negociază, că și domnul respectiv la fel a cerut. 37, 38, 39 și mi-a salat 34. Ăsta la fel. Deci toate sunt varză în zona asta și au apărut foarte multe de vânzare în zona asta la prețul ăsta. 10 din 10, du-te mă, deci. Ăsta măcar e mai renovat, e mai utilat, nu mai renovezi, lași așa. Dar 40.000, etajul 10, exclus. Foarte scump. Drumul tău ăsta e mai nou. Ăsta arată mai bine. Din ce an e ăsta? Înainte de 77, de mai mare. Deci nu. Nu merită zona asta atâția bani. Deci la 65.000 mi-au pe la marginea orașului. Știu că contează zona, că de asta l-am și luat. E zona ok. E favorabil. Uite, asta e făcut. Adică mai bine le-au pe ăsta. La ce etaj ăsta? La 10? Dacă la 10 e, nu mersi. 88, blocuri reabilitat termic, are parcare înregistrat la ADP, la 10 din 11. Așa are metro, pardon, Taberei, toate cele. Bă, dar asta măcar nu mai investești bani în el. Adică dacă dai 45 negociabil, nu știu, dai 42-43 de mii și ți-l lasă așa, măcar în asta nu mai investești, arată altfel. Ăsta da, uite, 45 de mii. Păi mă duce tot apartamentul ăla, la aceeași suprafață m-a dus vreo 48.000. 47.000. 47.000. Dar ăsta duce 43 și arată mult mai bine. Și blocul respectiv sper să se reabiliteze exact cum au promis cei de la administrație. Dar ăsta, uite, da, merită. Gata, a făcut așa, e mai ok. Dacă ar fi acum să iau alt apartament, aș avea altfel, aș vedea altfel lucrurile. Și din păcate, că ăsta e un canal de finance, lifestyle și dezvoltare personală, așa merg lucrurile în business și în viață. N-ai cum să știi, oricât de multe chestii citești sau oricât de mult vorbești cu oameni, până nu te lovești tu de niște probleme reale, nu vei învăța. Mi s-a spus una alta, unele au fost reale, altele nu. Am învățat multe lucruri din această experiență. Mă bucur totuși că l-am prins la un preț bun și în cazul în care să zicem că vreau să-l vând, să iau altul, nu o să pierd decât practic timpul meu. Și nu știu, n-aș mai face aceleași greșeli la următorul apartament pe care l-aș cumpăra, dacă l-aș cumpăra. Și de asta am vrut să vorbim puțin, să împărtășesc părerea mea, de ce am hotărât să-l țin pentru mine și de ce greșeli am făcut pe care nu le-aș mai face. Sper să nu le faceți nici voi. Așteptăm jos părerile voastre, vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.